Iuliana și Eliza stau de vorbă pe băncuță afară, sunt mai multe fete în grădină, însă cele două au tot discutat cum ar fi să fie, să fie eliminate. Își doresc amândouă acest lucru. Discutau la un moment dat cum ar fi fost să fie eliminate direct amândouă în gală vineri și asta a zis Iuliana, iar Eliza spunea că ar fi fost super acest lucru. Spunea ea că nici nu ar fi mers acasă, mergeau direct într-un club și apoi duminică ar fi plecat spre casă amândouă. Era de acord și Iuliana cu planul făcut de Eliza și spunea și dacă e să plecăm amândouă, mergem spre casă, trecem și prin Arad. Ne oprim și pe la niște mănăstiri, spunea Eliza pe drum. Au început să râdă după aceea spunând că merg pe la mănăstiri să le ierte Dumnezeu pentru că au fost în club, după ce au fost în club merg să le ierte Domnul. S-au tot amuzat și se tot rugau una pe cealaltă să fie lăsată, să plece ea prima. Iuliana îi zicea, mă laș, te rog, mă lași pe mine să plec iar Eliza spunea că nu depinde de ea și că dacă pleacă îi trimite pachet Iulianei, că știe ce îi trebuie.